Sunt Mimi și sunt aici cu prietena Diana Alexis. Bună! Și astăzi zburăm, mă rog, zbor doar eu. Zboară! O să vină și Diana după mine la un moment dat, sper. De ziua ta! Da, zbor în San Francisco. După care o să merg în Palm Desert. În Palm Desert o să merg în LA. O să vă iau după mine în această minunată aventură. O să zbor o oră până la Istanbul, am escală tot o oră și după câte ore sunt? 14? Rămâneți aici în continuare, vă asumați faptul că o să mă plâng tot vlogul ăsta, faptul că stau foarte multe ore în aeroport. Mă doresc că m-am îngrozitor și abia aștept să mănânc și mi-am dat un sandwich. Mi-am dat un sandwich și apoi și niște migdale și zidele pentru că hashtag airport life și hashtag opulență și hashtag de bogăție. Sper vreau să prețurile în aeroport, niciodată nu am înțeles. Bine, înțeleg, dar nu vreau să înțeleg. Asta mănânc. E un sandwich cu jambon și curcan. Nu trebuie să ridică la standardele mele de sandwich bun, dar spuneți-mi ce părere aveți. Încă încerc să mă obișnuiesc cu oamenii judecându-mă pentru că fac vlog în aeroport. Nici nu știu dacă am voie să fac asta. Niciodată nu știu. Dar, hei, sunt rebelă, fac ce vreau și uite, toată lumea mi-a oprit. Da, deci era la securitate un domn care m-a întrebat ce fac în America. Și am zis, poplim, și prea să-i la mine. Da, deci sunt pe Ataturk, n-am mai fost pe Ataturk de acum un an, când am fost în Egipt. Era doar acest aeroport în care nu te înțelegi cu nimeni. Îți dai seama care sunt românii, foarte simplu. Pe scările rulante, ei staționează pe partea stângă. Și pe dreapta, că de ce nu? Da, cartea sigur e o idee mai bună decât ecranul propriului personalitate. O să citesc treaba asta și când o termin, vă zic și cum a fost. Ok, sunt în avion de mai bine de 6 ore. Auziți ce se întâmplă acolo pe fundal. Suntem deasupra Atlanticului și deja simt că nebunesc. Mai am 6 ore. Mai am 6-4 ore. Ok, now, jurnalul de bord continuă. Aparent ești cineva răcit în spatele meu. Sperăm că o să fiu bine. Mai am 4 ore din acest zbor. Deci sunt efectiv distrusă de somn. Cred că se și vede. N-am apărut în viața mea cu o față de genul pe vlog. Am tot întins. Da, mă rog. Ideea este că mai avem o oră. Am reușit, I made it. Nu-mi vine să cred, m-am sperat să prind oameni în cadru. Nu vreau să mai apară nimeni afară de mine în acest vlog. Ha, da, mi-a fost teribil, sunt brăzitor. Nu știam că un zbor de 12 ore poate să... Mă rog, 14 ore mereu, nu știu ce zic mereu, 12 ore, au fost la unul 12 ore. Whatever, sunt distrusă de somn. Dar cred că continui vlogul cât stau în San Francisco. Măcar să nu vedeți doar cum mă plâng eu în aeroport. Filmez acest outro a doua zi dimineață pentru că ieri, după ce am trecut de securitate, am ajuns la o altă verificare. Aia când îți ia actele și te întreabă de ce ai venit în state. Și mă gândeam că da, nu o să întâmple nimic, o să fie tot ok, le dau actele, trec, mă duc să mănânc frumos. 6 după amiaza aveam timp să fac de toate. Și mă opresc, îmi zic că trebuie să te mai țin pentru o scurtă verificare. Scurtă verificare care a durat 7 ore. Am stat 7 ore în aeroport, pe un scaun și nu m-a băgat nimeni în seamă. Nu vreți să știți cum m-am simțit. Am plâns 6 ore din alea 7. Mi-am urât viața, cred că
în toate alea 6 ore. Efectiv, nu-i mai suportam și am plâns de nervi, pentru că nici puteam să mă cert cu ei. Dacă făceam scandal acolo, mă și arestau. Da, și a fost o experiență îngrozitoare. Mi s-au părut niște oameni oribili, fără suflet. Nu, gen, mi se pare deplasat să ții un om în aeroport 7 ore, după care să-l iei deoparte și să-i zici, ai bani să vin în state? Și eram really, gen, chiar crezi că aș fi venit aici dacă nu aveam bani? Gen, why? Adică nu e ca și cum nu știam că mi se cere treaba asta. Dar, oricum, a fost o experiență îngrozitoare. Dacă știam că mi se întâmplă asta, chiar nu mai veneam. Ca să nu vă mai spun că am stat 7 ore fără telefon. Fără telefon, nu. Nu, e îngrozitor, mai rău de nu se putea. Nu mă lăsa să stau pe telefon. Adică, ok, mă ții 7 ore pe un scaun, dar măcar lasă-mi telefonul. Adică, nici măcar n-aveți de ce să vă mirați că am plâns 6 ore din 7. După ce am stat 14 ore în avion, să mă pui să mai stau încă 7 fără telefon, a fost o traumă. M-am gândit să fac un daily vlog din San Francisco, ca să vă arăt gen ce văd eu. Nu vă speriați, nu sunt travel vlogger, nu o să fac asta prea des. Probabil că e prima și ultima dată de când sunt în America când fac un daily vlog gen travel vlog. Nici nu știu să arăt peisaje, în fapt. Dar o să vă arăt câteva chestii și nu știu, dacă vlogul ăsta face mai mult de 200.000 de vizualizări, o să mai fac încă un travel vlog. A, da, și acum sunt la coadă, mergem într-o croazieră până pe Alcatraz, închisoarea Alcatraz, și o să vă arăt ce pot să filmez. Ok, doamna, îmi poate arăta special pe filmarea mea. Continui. Da, aseară am decis că e o idee bună să îmi spăl părul și acum arată așa, pentru că peria mea de îndreptat, pe care v-am prezentat-o într-un video anterior, nu merge în America. Super! Super viață! Sper să o găsesc la fel și aici. Vreau să vă spun că de obicei când merg în alte țări, nu am chef să vizitez obiective turistice. Nu e o activitate obișnuită pentru mine, dar aici sunt cu mătușa mea, care îi spun mamaie. Deci dacă vorbesc de mamaie, o să știți că e vorba despre mătușa mea. Și mamaie a vrut să mă ducă să văd închisoarea Alcatraz. Nu cred că o să regret. Arată drăguț în afară. Mă rog, drăguț pentru închisoare. Înțelegeți? Tu cine ești? Tu arăți ca mine. Sigur așa arăt și eu în timpul meu liber. Nu, pe vlog nu, doar în timpul meu liber. Exact și asta și eu, ca tine, singur. Da, singura. Asta înseamnă că se ceartă? Oare de ce se ceartă? N-aș vrea să știu ce zic. Nu știu ce sunt eu aici, ghid turistic, sărac om, nu voia să apară în marea mea. În partea asta cred că mâncau. Asta e o masă mare, nu? Geamurile astea sunt super vintage. Am făcut și super multe poze pe Insta din această închisoare. Arată super legit tot. Cred că am greșit mai devreme. Cred că asta e, de fapt, sala de mese. Nu mi se pare atât de rău pentru o închisoare, like. Mi se pare că trebuia să fie un prizonier norocos ca să fie în Alcatraz. Păi bune, adică stați să vedeți ce view aveau oamenii ăștia. Nu știu că se vede prin geamurile astea că-s murdare. Dar totuși, stăteau lângă ocean, aveau podul și erau aproape de San Francisco, adică, mă rog, în afară faptul că erau prizonieri, era chiar ok. De apreciat faptul că au păstrat WC-urile originale.
sau ce-a mai rămas din ele. Deci aici era clubul ofițerilor, un fel de viperia din Alcatraz. Și aici sus era un fel de terasă VIP ca la loft în Antol și Neversea. Și jos, nu știu ce era jos, Abram, nimic important probabil. Docu, pe aici urcau și veneau de pe barcă și urcau pe aici. Și aici țineau petreceri și dansuri și chestii. Amuzant, nu? Stai să vă arăt cum arată irele acum. Ok. Da, aici se distrau ofițerii cumva. Nu știu dacă vă interesează. Clădirea în care stăteau stafful și familiile stafului. Voi vă dați seama că săracii oameni era ca și cum ar fi fost și ei la pușcărie, decât că ei doar lucrau aici. Mă întreb dacă erau plătiți bine. Să faci selfie, mamaie? E foarte drăguț aici. Ăla era... Ce era clădirea aia albă? Că am uitat. Aia de aici era. Penitentiary Residence Military Workshops. Ok. Aia workshop-uri? What the fuck? Ah, aia era unghia mea. Da. Și în sus e morga militară și închisoarea propriu-zisă. Acolo sunt celulele. Bună. Ești un alt invitat din vlogul meu. Spune-mi cum te cheamă? Cum? Patrick? Ok. Vreau să te iau din alt unghi, dacă îmi dai voie. Oh, mulțumesc, domnule Patrick. Oh, he's adorable, isn't he? Vrei să ne spui ceva? Vreau o mărturisire? Nu? Ok, it was nice to meet you. Bye. Bună! Încerc să am cât mai mulți invitați în acest vlog. Care vrei să fie numele tău? Ce? Claudia? Ah, bună, Claudia. Hei, stai, nu pe ea. Ok. O să fie probabil cel mai ciudat vlog al meu. Dar îmi plăcea pasărea și florile și privenția. Dacă ați rămas până aici, înseamnă că voi chiar aveți răbdare. Acolo se jucau copiii când erau de la școală. Copiii gardienilor și a, nu știu, oamenilor din staff. Și, nu știu, mi se pare foarte interesantă istoria acestei insule și eram curioasă să văd cum trăiau oamenii ăștia. Și, aparent, copiilor dimineața se trezeau odată cu prizonierii și mergeau la școală în San Francisco. Acolo. Acolo. Și după se întorceau cu barca acasă și se jucau aici. Și stăteau în căsule pe care vi le-am arătat mai devreme. Cât de cool e asta. Adică mi se pare tare. Cred că mi-am schimbat contentul. Asta e alt tip de content, eu nu fac asta de obicei. Ok, nu o să mai vedeți asta pe canalul meu, cred. Decât dacă vă place, vă place? E ciudat. E ciudat, nu? Nu știu dacă voi ați așteptat partea asta, dar eu am așteptat ce mai mult partea asta. Celulele. Stați, vă arăt. Erau chiar drăguțe. E și o celulă deschisă. Astea sunt celelalte. Are mai multe etaje. Ok. Nu era atât de rău. Măcar stăteam singur în cameră. Gata, acum o să plec de pe această insulă. Și... nu știu, mergem să mâncăm. Gata, sunt happy, mănânc. Ok, continui vlogul. Am mâncat la Hard Rock Cafe. Ar trebui să-mi dați bani pentru asta, Hard Rock Cafe. Și acum sunt la Pier 39. Tio? Do you wanna say something? No? nu mi-am dat seama, dar probabil că vreți să știți cu cine sunt aici. Sunt cu mătușa mea și cu prietena cea mai bună a mătușii mele și cu alți prieteni de-ai lor care au doi copii care sunt absolut adorabili, pe care îi super iubesc. Unul din ei este super timid, Spirit. Și celălalt e Teo, pe care l-am arătat din neori. Îi absolut iubesc, sunt adorabili. Și am găsit foci. Bună! Cum vă cheamă?
Vreți să-mi spuneți numele vostru? Nu? Ok. Vreți să-mi spuneți de ce mirosiți în ultimul hal? Ah, pentru că stați în mare. Ok. Și sunteți aici des? Vă place aici? Pare că sunteți obligate să stați aici. Vă, nu vă e frig? Nu știu, am foarte multe întrebări pentru voi, dar văd că sunteți foarte tăcute. Și până o să răspundeți, probabil că o să vomit, pentru că miroase îngrozitor. Iar am uitat să fac outro aseară când am mers la hotel, așa că o să-l fac acum. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Spuneți în comentarii dacă vreți să mai fac daily vloguri din America. Și ne vedem data viitoare. Pa!